Mai simt băgat ei? Nu aveam ce să ne împucăm. Nu suportă de la noi s-au făcut tot. Câțiva băiețași care nu, acum am mai spus, nu se pune nici tot. Nu are nicio legătură cu Fanii de Amorii. Fanii de Amorii nu fac altceva. Cosmin, ai văzut că la Rapid suporterii strâng bani pentru jucători, pentru că și-au primit salariile și au pus urne în fața stadionului, ca fiecare suporter să dea bani pentru jucători. Am zis frumos, din partea lor. Eu nu cred că jucătorii vor sta în ce se vor strânge, dar un gest frumos. Probabil cu banii aceia se vor ajuta în alte proiecte, în cadrul literar. E o diferență, nu? Între astăzi? Nu. Nu. Nu cred că se va pune voia, sunt sigur că jucătorii vor da bani. Nu știu, dar sunt sigur. E o diferență în a pune bani pentru jucătorii favoriți și a-ți fi teamă de a veni la stadion la antrenament? Nu cred, că deja vorbim prea mult de teamă. Eu cred că niciuna dintre jucătorii din de la Dinamo nu se teamă să vină la antrenament. Nu, este total un fel de greșit. Dar dacă nu vei spune unul de nu cred că se va ajunge până acolo să ne fie teamă de familia noastră. Normal, se manifestă fiecare și manifestă nemulțumirea într-un anumit fel. Dar m-am mai spus că ceea ce au făcut că nu se pare, nu pot să avalogez. E și Flavius Oecam pe listă de achiziția lui Dinamo. Ce l-ai sfătuit să facă acum, după ce s-a întâmplat? Nu dați seama. Bine, e alegerea fiecare jucător. Dacă el va gândi că va fi bine să vină, no, eu cel puțin sfatul pot să-i dau, dar mai mult nu pot să fac. Și tu te-ai doi foarte mult și te-ai doi foarte mult să vii și... Păi, asta e viața. Am ascultat sufletul, dar de multe ori și de fapt mi-am dat seama că de obicei în viață pierzi atunci când ascult, cum s-a spus sufletul. Nu. Ce, la nerg, în antrenament nu poți să te amintești nervii pe care e. Normal, eu înțeleg pe cei de la Steaua care au făcut. Înțeleg, dar nu ai controlează, că totuși tot ei au suferit. Sau și nervii să știa. Tu cum te manifesti de obicei când pierzi un meci în ultimele minute sau? Nu-mi place să arat. Că sunt nervos. Dacă sunt nervos, încerc să mă calmez cât mai repede. Atunci când am pășit pragul casei mele, încerc să dau totul uitor. Îți aduci aminte, de exemplu, cum te-ai manifestat la golul primit în partida cu Danemarca? Am fost foarte supărat, într-adevăr, atunci am fost foarte supărat. Atât pentru prietenii mei care au jucat atunci, cât și pentru toți echipa națională, pentru echipa națională. Mi-a părut rău, am fost foarte nervos, dar nu... N-am făcut un gest. În jur, lovești? Orice om în jură, orice suporter unei echipe, orice fan care iubește fotbalul, deci nu mai fotbalul, toți în jură, toți ne manifestăm pe frumos. Unii mai grav, alții mai ușor. Bine. Așa cum am mai spus-o, nimeni nu m-a căzut înainte cu înaintea noștri de la Petroșani. Am spus că nu am mai avut o șansă, atât timp cât este o șansă, nu am mai avut o șansă. Te teamă de joc? Bineînțeles. Iar dacă se simulează, acum... Da, cred că totuși pot să fie. Așa că, și sunt sigur. Sunt sigur, pentru că, așa cum am mai spus-o, Steaua, Rapid, Dinamo, nu se pretează să facă, pentru că cu banii care, de exemplu, se dau la echipă, mai bine îi dau nouă. Până la urmă, noi contăm ce mai echipă. Nu ce se întâmplă la Steaua, se întâmplă la ce fac alte echipe. Dacă noi ne vedem în treabă, jucăm ceea ce trebuie să facem noi, să jucăm cum trebuie, să jucăm cum trebuie, să jucăm cum trebuie, nu trebuie să se întâmplă la Steaua. Mersi. Mai bine.